Peste 200 de persoane cu dizabilități intelectuale din 15 județe ale țării se vor întrece luni la Deva într-o competiție sportivă națională, iar gazdă este Colegiul Național Decebal. Evenimentul face parte din calendarul competițiilor organizate de Special Olympics România, fiind intitulat Lideri prin Sport. Luni, 16 octombrie, în sala de sport și pe terenurile de sport ale Colegiului Național Decebal din Deva se vor întrece peste 200 de persoane cu dizabilități într-o competiție sportivă națională, o competiție cu probe de basket, abilități individuale și traseu aplicativ. Această competiție face parte din calendarul Special Olympics România. Este intitulată Lideri prin Sport. Evenimentul este organizat de Fundația Special Olympics România împreună cu Asociația Sportivă Decebal Deva și cu voluntari din cluburile Lions și Leo Deva Sarmizegetuza. La evenimentul găzduit de Colegiul Național Decebal din Deva vor participa elevi cu dizabilități intelectuale din mai multe școli speciale din Arad, Bacău, Brașov, Botoșani, Cluj, București, Constanța, Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, Vâlcea, Prahova, Sibiu și Timiș.